Corbinul și-a propus să scrie istorie și să câștige Cupa României. O poate face în această seară de la ora 21:30, când o va întâlni pe Oțelul Galați. Florin Maxim privește cu încredere finala competiției și chiar a fost un pariu între el și jucători la începutul sezonului să ajungă în această fază a competiției. Chiar a notat în calendar data de 15 mai. Nu știu, eu sunt un tip pozitiv și îmi place să cred în șansa mea. Când am notat, vă dați seama că am crezut în șansa noastră. Deși știam cu siguranță că ne va fi greu, întâlneam Chindia acasă, era o echipă proaspăt retrogradată, noi eram o echipă proaspăt promovată din Liga 3-a. Nu știu cine ne-ar fi dat șanse, dar am încredere, cum a zis, în grupul de jucători. Am mers împreună de la Liga 3-a, am adus 5 jucători, toți români, e cupa noastră a românilor. Am dat continuitate jucătorilor și chiar am crezut în obiectivul acesta, pentru că dacă nu îți propui, nu ai ce să obții. Efectiv, noi ca și cifre, vorbeați de Alex, că e un jucător tehnic. Așa este, dar să știți că parametrii lui fizici sunt în primii 4 jucători ai noștri și credeți-mă că alergăm bine ca echipă. Alergăm bine și e un jucător care e disponibil la efort. Corbinul Hunedoara în acest final de sezon, pe lângă calificarea în finala Cupei României, a terminat pe locul 2 în play-off-ul Ligii a doua cu 52 de puncte, la 8 puncte de liderul Unirea Stobozia.